și va primi tratament elevat de urgență. Elicopterul în care se află copilul în vârstă. Deci este vorba de o fetiță de 13 ani din județul Argeș. Aceasta se pare că a fost mușcată într-o localitate din județul Argeș, unde se afla împreună cu familia, în jurul orelor 18 astăzi. Fetița a primit îngrijiri intempestive date de martorii oculari, apoi a fost dusă la Bălcești, se pare într-un centru de permanență. De acolo a fost preluată de către echipajul SMURD cu elicopterul și adusă la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Craiova, la Unitatea de Primiri Urgențe. Primele îngrijiri de specialitate le-a primit la Bălcești atunci când a ajuns echipajul SMURD cu elicopterul. Fetița a fost evaluată, prezenta semne ale unei reacții alergice anafilactice, a primit îngrijirile de specialitate atât la Bălcești cât și pe timpul transferului aerian. După aceea, acestea au fost continuate în unitatea de primiri urgențe. În momentul de față, fetița se află încă în camera de resuscitare a departamentului de urgență și urmează să fie internată în clinica de terapie intensivă pentru pediatrie. Copilul a primit pe lângă medicația tipică de stabilizare și serantiviperin,
Se pare totuși că nu este vorba de o mușcătură de viperă, însă s-a făcut această profilaxie așa cum prevăd protocoalele în vigoare. Copilul în momentul de față este încă intubat, ventilează singură, este stabilă și va primi în continuare îngrijiri medicale în clinica de terapie intensivă a spitalului nostru.